Pentru că secretarul de stat, Raed Arafat, a anunțat noile modificări aduse după prelungirea stării de alertă cu încă o lună. Accesul în magazinele care comercializează produse și alimente de bază, indiferent de amplasarea acestora, va fi permis tuturor. Totul însă numai dacă operatorii economici pun în practică noile condiții impuse în acest sens. Pentru rata persoanelor sau procentul persoanelor care ocupă un local, sub 3 la mie se ajunge la 50% din localul respectiv, inclusiv la teatre, la cinematografe, restaurante. Peste 3 la mie, 30%. Rămâne 30% gradul de ocupare, respectând toate celelalte măsuri care au fost și până acum. Accesul în magazinele cu produse alimentare și esențiale va fi permis tuturor cu anumite condiții impuse operatorilor economici. Permiterea accesului tuturor persoanelor în interiorul operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor alimentare de bază, situați în centrele și parcurile comerciale, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire în și din acestea. Cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 metri pătrați raportat la suprafața destinată vânzării pentru fiecare persoană și este limitat numărul coșurilor de cumpărături la numărul maxim de persoane ce poate avea acces. Starea de alertă se prelungește astfel pentru încă o lună cu un minim de modificări aduse restricțiilor. Asta este modificarea care a fost adusă la sau aceste sunt modificările aduse la hotărârea de guvern. În rest, toate măsurile, toate aspectele care au fost până acum au fost prelungite timp de o lună, începând cu 7 februarie.